Drumul județean 741, care traversează sate din comunele București și Balș din județul Hunedoara și care străbate munții metaliferi pentru a lega Valea Giuagiului și Valea Crișului Alb, se apropie de final. Modernizarea celor 6 km de drum județean dintr-un total de 20 de km a fost contractată de Consiliul Județean Hunedoara în 2021 și are o valoare de 32 de milioane de lei. Lungimea sectorului de drum județean care trebuie modernizat este de aproape 6 km și străbate localitățile Crișcior, București, Almașul Mic de Munte. Lucrările, finanțate de Consiliul Județean Hunedoara, vizează modernizarea drumului și construcția unor poduri și a unor ziduri de sprijin. La data începerii lucrărilor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, declara: am stat de vorbă cu oamenii și mulți dintre ei nu și-au imaginat că cineva vreodată va moderniza acest drum. Iată că acest lucru se întâmplă și ne bucurăm că putem să deschidem această zonă. Țara Moților este o zonă spre care ne îndreptăm atenția în mod deosebit și prin ADI-ul constituit la nivelul celor patru județe, Hunedoara, Alba, Arad și Bihor, încercăm să atragem fonduri nerambursabile în perioada imediat următoare. Nu sunt obosit. Când fac din suflet pentru cetățenii județului Hunedoara, nu sunt obosit niciodată. Sunt convins că vom face mult mai multe pentru județul Hunedoara, pentru cetățenii deosebit de frumos a acestui județ. Lucrările la Transalpina Metaliferilor, un drum de circa 20 de kilometri în total, care urcă din Valea Crișului Alb prin zona estică din munții Metaliferi, pentru a coborâ apoi în Valea Giuagiului, se apropie de final, urmând să fie turnat asfaltul.